Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediaflux. După PMP și Pro-România anunță că nu va susține în Parlament învestirea guvernului Orban. Victor Ponta spune că singura soluție sunt alegerile anticipate, în timp ce premierul desemnat recunoaște că a început negocierile cu mai mulți parlamentari ai PSD. În programul pentru alegerile prezidențiale, Teodor Paleologu lansează ideea ca România să devină din nou monarhie. În același program, candidatul PMP promite să se ocupe de educație, performanța din aparatul de stat și siguranța traiului. Clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu din Buzău este reabilitată cu muncitori aduși din India. Viceprimarul orașului s-a pozat cu muncitorii exotici, despre care spune că sunt harnici și buni meseriași. Un avion de vânătoare Suhoi 27 al Federației Ruse a urmărit un bombardier strategic american deasupra Mării Negre. Aparatul B-52 participa la o misiune de antrenament comun cu armatele din România, Ucraina și Georgia. Compania Disney a lansat ultimul trailer al celui de-al nouălea film din seria Star Wars. Clipul oferă și primele indicii despre finalul poveștii, începută de George Lucas în 1977. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediaflux.